Cursurile de calificare în domeniul turismului au fost oferite gratuit unui număr de 1536 de persoane beneficiari ai proiectului. Proiectul a avut o valoare de aproximativ 2 milioane de euro și fiind multiregional a fost cumva întins pe trei regiuni ale României, e vorba de regiunea de centru, nord, nord-est și sud-est, și a vizat calificarea în domeniul turismului, a unui grup țintă format din angajați din toate domeniile de activitate, mai puțin instituții publice și administrație publică și locală. Cele mai căutate cursuri la noi au fost cele de administrator de pensiune. Am avut 10 grupe de administrator pensiune, încă 10 grupe de bucătari, dintre care 6 numai la Constanța. Iar un real succes au fost cursurile de conducător a embarcațiunii pe ape interioare, trei grupe la Constanța și cu încă trei grupe la Tulcea. Printre calificările obținute de beneficiari se numără și cea de cameristă, tehnician hotelier sau agent de turism.